Vorbind despre corupție, așteptăm peste o lună de zile raportul Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare asupra justiției și luptei anticorupție și am remarcat o apreciere a Comisiei Europene referitor la activitatea în alte curs de casație și justiție. Am luat ieri o declarație de la Comisia Europeană care tocmai asta sublinia. Vedeți în verdictul dat de înalta curte, nu comentăm decizia în sine, ci faptul că s-a finalizat un caz pe care Comisia îl considera de înaltă corupție ca un element favorabil raportului pe care urmează să-l elaboreze, să-l prezinte Comisia Europeană în iulie? Mai eu cred că evaluările europene nu se referă la cazuri punctuale. Eu cred că se referă la toate cazurile care cad într-o anumită categorie. Deci cred că se referă la toate cazurile. Pentru că altfel, sigur, ar fi, cum să zic, inacceptabil ca să se urmărească niște persoane, să se dea verdicte și să spunem că totul e în ordine. Să ne înțelegem. Justiția funcționează când e pentru toți aceiași, nu doar pentru o persoană sau alta. Deci acesta este o primă observație. A doua. În ultimele săptămâni constatăm, într-adevăr, eu sper să mențină acest constatare și acest trend, constatăm o ameliorare continuă a, cum să zic, evaluării, mai ales accentelor care se pun în evaluarea care se dă MCV-ului, pentru că de asta discutați de mecanismul de coordonare și verificare. Nu vă ascund că facem eforturi, practic, cotidian suntem în legătură cu Ministerul Justiției, cu Ministerul de Interne, la nivel de miniștri sau la alte nivele, e o comunicare continuă, dată fiind preocuparea celor trei ministere și a Guvernului în întregime pentru a satisface condiționalitățile, cum se numesc tehnic, MCV-ului. Se știe prea bine, telespectatorilor să le spunem mereu că e vorba de, pentru România, de patru condiționalități: transparența actului de justiție și eficiența lui, desigur, e vorba de agenția de integritate și de funcționarea ei conform mandatului care se cunoaște, e vorba de combaterea marii corupții, e vorba de prevenirea și combaterea corupției în sensul cel mai larg, sigur. Deci zi de zi lucrăm pentru a satisface aceste condiționalități. Într-adevăr, evaluările sunt, cel puțin ca nuanță, mai bune și sperăm că se vor ameliora continuu și vor fi bune și la final, pentru că luna iulie este examenul când se face evaluarea aplicării pe ultimii 5 ani a MCV-ului. Tot atunci, în acel moment, se va decide soarta MCV-ului, mecanismului de cooperare. Spre ce? În ce sens face România lobby pe lângă Comisia Europeană și cancelariile occidentale, fiindcă știm Așa s-a desfășurat... Cred că v-ați dat seama din citirea documentelor că Ministerul de Afaceri Externe are responsabilitatea acestei promovări, sigur. Aveți dreptate, suntem în legătură cu celelalte două ministere, spuneam, pe de altă parte, sigur, datoria noastră e și ne căutăm să satisfacem cât se poate de bine, să facem optim această datorie. Noi am pledat și pledăm, pe lângă țările care au avut rezerve vis-a-vis de aplicarea MCV-ului, e vorba aici, să spunem foarte limpede, de acum e vorba în acest moment de trecerea completă în Schengen, în sistemul Schengen. Iar unele țări, unele, nu toate, știți bine, au condiționat intrarea completă în Schengen de respectarea condiționalităților MCV-ului. Am avut discuții cu Ministerul de Afaceri Externe, cu Ministerul corespunzător din Olanda, suntem în continuă legătură, și cu domnul ministru Rosenthal, care a luat act cu toată deschiderea de progresele României. Vom avea în continuare discuții. Dacă e nevoie, vom avea o discuție și în Olanda, pentru că Olanda a fost ultimul avocat al
rezervelor față de, de intrarea completă a României în Schengen. Am avut discuții cu ministrul de externe al Franței, cu domnul Laurent Fabius, care a fost foarte pozitiv în evaluarea situației în România și în disponibilitatea de a lua act de ceea ce se face de către România. Am avut, am avut discuții cu ministrul și cu ministerul, cu ministrul de externe al Germaniei, domnul Westerwelle. Avem discuții cu practic cu toți miniștrii care sunt, care reprezintă țările implicate în urmărirea MCV-ului și sigur pregătim în orice caz situația românească încât să nu mai fie obiecții, să se poată considera că România aplică în modul cel mai onest, în modul cel mai clar MCV-ul, încât la Consiliul care va, european care va discuta problema să nu mai avem rezerve, să nu mai întâmpinăm rezerva unor țări.